Dependența de nemulțumire și lipsa de validare ne transformă în ce nu suntem. Și cât noi ne zbatem, unii fac bani, prind putere și ne conduc ca pe niște oi. Cum am reușit să le dăm lor liberul nostru arbitru? Și până când? La Vești ce crezi? Despre suferința machiată strident. Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Dana Chera, sunteți la Vești ce crezi. Vă mulțumesc foarte mult că mă primiți în casele dumneavoastră. Pe mine, echipa de aici, da, că ne primiți, invitații noștri și, cel mai important, subiectele noastre, care cred, sper din tot sufletul, să fie și subiectele dumneavoastră. Eu cred că misiunea unui ziarist, cam asta este, un ziarist care face emisiuni de televiziune, să vină acolo, lângă dumneavoastră și ce vorbiți dumneavoastră pe canapea acum, cu prietena, cu soțul, cu vecinul, cu rudele dumneavoastră, chiar dacă sunteți singur în casă și vorbiți și vă doriți să auziți o dezbatere despre un subiect, ăsta să fie subiectul cu care să intru în casele dumneavoastră. Tare mult m-aș bucura să fie așa. Sunt convinsă, am această convingere foarte clară, că auziți despre liber arbitru. Dom'le, omul trebuie să facă așa cum simte el că trebuie să facă. Dumnezeu i-a dat omului liberul arbitru ca să facă ce vrea el să facă. Să se simtă bine, să fie împlinit, să-și facă menirea, să... Da, toate cele care decurg din asta, să aleagă drumul. În această societate în care suntem viețuitori, da, și fiecare dintre noi avem liber arbitru, eu am ales să intru în casele dumneavoastră cu acest subiect, sentimentul meu este că nu mai știm unde să ne oprim. Adică că este foarte delicat să-i spui unui om, dom'le, ce vrei tu nu se poate. Sau ce vrei tu înseamnă că este o problemă de rezolvat. Și foarte multe profesii, ca să ne înțelegem, foarte multe profesii se duc până aici la limită. Și intră omul în relație cu specialistul și specialistul devine cumva un soi de șoricel mic într-un colț și vine omul și se vreau să fac asta. Imaginați-vă că vă faceți o casă și că îi spuneți arhitectului dumneavoastră vreau să-mi faci casa cu pereții de peretele de rezistență undeva într-o zonă foarte mlăștinoasă. Și arhitectul vine și te domnule, dom'le, pică totuși, o să pice, la un moment dat o să pice peste dumneavoastră. Nu, dom'le, eu așa vreau să-mi o fac, eu așa vreau, uite, banii câți vrei, vrei dublu, dublu. Și arhitectul vine și tu bine, dacă pe proprie răspundere dumneata vrei așa, atunci prestăm asta, dacă ce vrea clientul, stă clientul, stăpânul nostru, clientul nostru, stăpânul nostru. Foarte multe profesii se duc în zona asta și nu mai știm, practic, care este limita. Nu mai știm care este limita și foarte mulți oameni învață mulți ani carte ca să vină cineva din afara profesiei lor să spună, dom'le, așa vreau. Dom'le, nu prea se poate, așa vreau. De ce? Așa. Câți bani vrei? Ia-ți banii. Și ne transformăm în mercenari și ducem lumea asta cu totul într-o zonă greu de înțeles. Să știți că subiectul este foarte delicat. Pentru că numai dacă am să vă arăt aceste fotografii, aceste imagini, și o să rog pe Betty să mă ajute, numai dacă o să vă arăt aceste imagini, o să înțelegeți perfect de ce acest subiect este foarte delicat. E un subiect delicat? Este foarte delicat. Vrea fata din imagine să fie așa? Vrea. Este liberul ei arbitru să fie așa? Este. Există oameni care o ajută să fie așa cum își dorește. Întrebarea mea este... Până unde poate merge un profesionist cu respectarea liberului arbitru? Andreea are 20 și ceva de ani. Are cele mai mari buze din lume, spun oamenii ăștia care au măsurat buzele tuturor oamenilor, da? Și mai vrea un pic. Mai vrea un pic. Înțelegeți? Ce mai vrea un pic? Să-și mai mărească puțin. Buzele, nasul, pomeții și în general tot. Mai merge un pic. Există oameni care răspund acestor cereri. Și de asta este subiectul delicat, pentru că o să vorbim și despre Andreea, o să vorbim și despre doamna care are cei mai mari sâni din Europa și care mai vrea un pic, da? Mai vrea un pic. Practic sunt de 12 kg, mai vrea un pic. Vrea să fie
afro, deci vrea să fie afro acum și îmi schimbă pigmentul pielii și există oameni care fac asta, adică ce vă doriți? Asta rezolvăm. Rezolvăm asta. Da? Și o să vorbim și despre identitatea asta sexuală neclară, da, care a început să fie etichetă pentru unele concursuri, adică pentru oamenii care performează artistic, da, în cazul lui Nemo, care a câștigat Eurovisionul, și toată lumea titrează victorie fără precedent, un artist non-binar a câștigat Eurovisionul. De Mihai Trăisariu al nostru, care știți foarte bine că s-a chinuit să ajungă acolo și n-a cântat rău deloc și piesa n-a fost rea absolut deloc, iar Mihai are o voce senzațională. A zis, domne, dacă ești șters, nu te bagă nimeni în seamă. Adică ai voce, ai melodie, dacă nu ești șters, nu te bagă nimeni în seamă. Și nu prea sunt de acord cu ce se întâmplă. O să vorbim despre toate acestea. Și de asta subiectul este foarte delicat, pentru că trebuie să mergi cumva pe sârmă, să nu rănești oamenii, să nu pui oamenii în situații delicate, să nu creadă lumea că jignești pe cineva, să nu creadă lumea că discriminezi pe cineva. Întrebarea acestei emisiuni este până unde poate merge liberul arbitru, astfel încât societatea să-l ia în brațe pe liberul arbitru. Cum o fi el? Al cui o fi el? Până unde? Sunt cu noi doi oameni tineri și de asta speranța mea este că voi obține acele răspunsuri pe care cred că și dumneavoastră vreți să le obțineți, sau mă rog, suntem curioși să vedem ce ne spun specialiștii. Avem un medic estetician tânăr în emisiune, Diana Anastase, îi mulțumesc foarte mult că este cu noi. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Da, doctor, vă mulțumesc foarte mult. Odată că sunteți un medic tânăr, că ați învățat foarte multă carte ca să fiți ce sunteți acum și că ați acceptat să vorbiți despre acest subiect care este delicat. Trebuie să recunoaștem. Delicat trebuie să recunoaștem. Mulțumesc mult pentru. Și domnul psiholog Bogdan Brumă, pe care îl cunoașteți, a mai fost invitat la Vești Ce Crezi. Vă place abordarea dânsului și mie îmi place, mărturisesc, și este mare ajutor, e de mare ajutor în această emisiune. De mare ajutor. Domnule Brumă, mulțumesc foarte mult că sunteți cu noi. Să începem cu începutul. Vorbeam cu părintele Preda, părintele Radu Preda, care este profesor la teologie la Babeș-Bolyai, la Facultatea de Teologie Ortodoxă la Babeș-Bolyai în Cluj, și îi spuneam, părinte, este liber arbitru, este liber arbitru. Și a zis, nu, este o fugă de sine, este o fugă de sine. Părinte, astea sunt fapte, femeia cu cele mai mari buze din lume există, cineva i le-a făcut. Femeia cu cei mai mari sân din lume de 12 kg există, cineva a făcut asta pentru ea, cineva a răspuns acestei dorințe a ei să fie așa și numai așa, doar așa. Da? Există acest liber arbitru. Se bat oamenii pentru el. Că ea e dus la limită, că se face steag din el, că se flutură steag din el, că devine o etichetă socială, că devine un brand social, că devine, cum să zic, se adună comunități în spatele acestor concepte, da? Și își apără drepturile. Ele există. Sunt fapte, ele există. Părintele Preda spune, poate om reuși să luăm legătura cu dânsul, spune așa, este fugă de sine, doamnă, nu este liber arbitru. Și eu tot apăr liber arbitru și părintele spune, este fugă de sine. Aș începe cu dumneavoastră, domnule Bogdan Brumă. V-aș întreba, domnule psiholog, ce este, adică până unde poți să mergi, afirmându-ți dreptul tău, că este dreptul tău, da, de a alege? Pentru tine vorbesc. Am înțeles. Teoretic poți să mergi până în pânzele albe. Nu te oprește decât puterea financiară, pentru că, după cum vedeți, oamenii care sunt dispuși să primească acest stimulent financiar există peste tot. În toate profesiile, ca să ne înțelegem. Peste da? Tot, în toate profesiile. Există și oameni care sunt etici, da? Sunt morali și care înțeleg că este o problemă mai mult psihică, da? E o mai mult psihologică decât una reală, da? Și atunci îndeamnă sau trimit pacientul respectiv, îi dau o recomandare către o zonă specifică. Și sunt cazuri care se recuperează, pentru că dacă este, la urma urmei, să spunem punctul pe I la ce ați întrebat dumneavoastră, mai trebuie pus o întrebare acolo. De ce vrea doamna X să aibă buzele cele mai mari? De ce vrea doamna Y să aibă cei mai mari sân din lume? Da? Este evident că există un de ce acolo care mai poate fi pus. Da?
Acel de ce, practic, ne trimite la motivația de bază. Da? Ea vrea să iasă în evidență, vrea să fie admirată, vrea să fie unică. De ce vrea să fie admirată? Exact, se mai pune o dată, se mai pune un de ce acolo. Da? De ce are nevoie de validarea asta? Exact. Social, la modul ăsta. Și până la urmă ajungem la conceptul de stimă de sine, da? Care este baza sau, să zicem, acel să spunem, layer intern care generează toate lucrurile. Adică cât de mulțumit este omul cu sine însuși. Dar să știți că asta vorbeam și cu Roberta, ea nu este azi aici, dar cu producătoarea emisiunii, asta vorbeam. Deci e o dependență de nemulțumire. Adică suntem tot exact. Mai nemulțumiți. Exact. E ca un este drog, o nemulțumire asta. Care este întreținută social, din păcate. Este întreținută social. Este întreținută social, evident. Greed is good, da? Adică, practic, noi suntem într-o societate în care tot timpul ni se transmite acest mesaj. Ori nu e suficient. Nu e suficient. Este foarte bine să fii lacom, este bine să vrei mai mult, este bine să ieși din ce în ce mai mult în evidență, dar nu într-un mod constructiv neapărat. Uh-huh. Ci pur și simplu să faci valuri, să atragi atenția prin ceva, nu? Referitor la cazul care ați spus cu Eurovisionul. Mi se pare că s-a discutat mult prea puțin despre calitatea melodiei respective cât despre artistul. Mi-ar fi dorit un Eurovision în care să nu văd nimic decât să aud melodia respectivă. Și atunci aș fi discutat despre calitatea melodiei. Presupune și melodie, presupune și scenografie, totul presupune se și duce costume, presupune mai mult. Dar se duce, din punctul meu de vedere, ajungem prea și la Eurovision. Vreau să o duc pe doamna doctor. Deci, asta, domnul psiholog spune așa, trebuie să mergi din întrebare în întrebare. De ce? Sunt paciente, da, că noi vorbim despre Andreea, fata cu cele mai mari buze, da, din lume. Acum, vă întreb așa, uitându-vă la fotografii, o să rog pe Betty să le dea din nou. Deci, uitându-vă la fotografiile astea, ce spuneți ca medic estetician? Ce gândește medicul estetician Diana Anastase? Care a învățat 12 ani, repet, să fie medic estetician. Și numai ea știe cât de greu i-a fost să facă medicină și să facă medicină nișată și să facă rezidențiat și toate cele. Bun, în primul rând, mă bucur că nu am avut nicio pacientă care să-și dorească astfel de buze. În întrebările, ok, cum v-ați dori să fie, nu mi-a arătat nimeni aceste poze, deci sunt foarte fericită. Din păcate le știu din social media. Din păcate, până acum 2 ani de zile, trendul a fost spre mai mare. Deci toată lumea a mers spre mai mare, sânul mai mare, fundul mai mare, buzele mai mari. Asta era trendul, asta se cerea. Ce înseamnă trendul ăsta? Domnul doctor, ce înseamnă trendul ăsta? Ne uităm la niște persoane, da, vedete, influenceri și încercăm să copiem. Ce vedem? Vedem un sân mai mare, ne dorim și noi un implant cu o mărime mai mare. Și trendul a fost către artificial. Adică s-au pierdut proporțiile naturale, s-au mers spre ceva artificial, ceva... Ostentativ. Ostentativ. Da. Și din fericire, în ultimii 2 ani am văzut o clară schimbare a acestui trend și am avut din ce în ce mai multe paciente care și-au dorit buze topite, care și-au dorit un sân mai mic, care au renunțat... Buze topite însemnând... Buze... Însemnând... Să scoți din buze... Să scoți acid hialuronic și să începi o nouă injectare cu un trend mult mai natural, adică să nu-ți pui 10 ml de acid hialuronic, ci doar 1 deci sau 2. Deci, practic, medicii esteticieni, cum sunteți dumneavoastră, sunt asaltați de clienți care vin în baza unui trend și cer ceva? Da. Adică trendul uneori nu-l dă specialistul? Adică trendul nu-l dă medicul care se uită la proporții și spune, doamnă, ai nasul... Vorbiți despre o medicină restaurativă aici, da? Despre ceva care, să zicem, care depășește zona esteticului și are o chestie de funcționalitate. Aici nu mai vorbim de funcționalitate, aici vorbim despre o chestie psihologică. Despre ce vorbim? Nu este medicină estetică. Da, adică... dar esteticul aici depășește, după mine, zona asta funcționalității. Este o, ceea ce se numește suprastimul în psihologie. Adică, practic, Lorenz și toți etomologii au sesizat la un moment dat că și animalele sunt atrase și răspund la suprastimul. Adică, de exemplu, dacă o gâscă vede un ou mai mare, da, îl prioritizează față de ouăle ei și încearcă să le tragă de sub.
sau o pasăre care are aripile mai mari, sau așa, are mai mult succes, deși este o aberație și va fi distrusă de natură, da? Nu are eficiență practică. Da? Deci există practic în interior niște, să-i spunem așa, niște programe, da? Care practic ar trebui să asigure supraviețuirea, dar au niște probleme, au niște hibe, să le spunem. Da. Hibele astea, practic, sunt acoperite de natură prin faptul că le oprește dezvoltarea pentru că nu răspund la mediu și nu se adaptează la oameni care practic pot să ducă cu mintea lor oriunde. Da? Au început această exploatare asupra stimulilor, da? Pentru că s-a observat dacă îmi fac buzele mai mari sau mai roșii. De ce practic se dorește asta? Pentru că atrage atenție, este un suprastimul. De ce vreau sânii mai mari? Pentru că este un suprastimul. Da? Dacă ai 10 femei cu sâni medii, mici, normale, așa, cea cu sânii supra-dimensionați va atrage atenția mult mai mult și atunci este exploatată social, da? Și atunci se merge pe această eficiență care nu are nicio legătură cu naturalețea, cu funcționalitatea normală în cadrul unei societăți, să zicem, în care... Revin la doctor cu Diana sănătatea. Cu sănătatea. Nu mai are legătură cu sănătatea. Cu sănătatea. Are legătură cu un avantaj social. Da? Are legătură care este cu un avantaj complet social. Altă poveste. Deci o doamnă care își pune sânii de... Doamnă, iertați-mă. Este un avantaj este social. Sunt fapte și sunt trendsetteri. Da. Vorba doamnei doctor Anastase. Și medicul estetician are probabil două variante. Să ajungă, dacă e un bun psiholog, la o medie, adică să încerce să explice că nu se poate, că pentru da, sănătate... Da, și pacientul o să o țină pe a lui. Și... Nu, că eu vreau așa. Cum și pacientul o să o țină pe a lui. Și ce eu, faceți eu dacă vreau o ține ca pe a lui? X. Eu vreau ca da. X. Ce da. Faceți dacă o ține așa? În principiu, în momentul în care un pacient are o așteptare prea mare sau nerealistă de la medic, de la mine în mod particular, eu trebuie să caut întotdeauna o cale de mijloc. Trebuie să înțeleg, în primul rând, noi nu facem efectiv o medicină în care salvăm viața unui om, că noi nu salvăm oamenii. Noi îi facem mai frumoși. Da, fără să le faceți rău, adică fără să le faceți exact, rău. Exact. Și aici este limita. Și aici este o limită foarte fină între ceea ce este bine din punct de vedere medical pentru un pacient și zona în care deja ajungem într-o zonă a complicațiilor, o zonă de risc, o zonă cu consecințe pe termen lung. Frica asta există? Doamna doctor, frica asta există în pacienți? Adică, dacă le spuneți, dom'le, dacă te duci peste limita asta, s-ar putea să te doară coloana, să nu poți să bei apă, să scurgă din gură, să toate lucrurile aici astea. Deja începem, aici deja începem să ne atragem pacientul de partea da. Noastră. Există și... o frică de, cum să zic, de boală. Cu suficient de multe explicații medicale pe care trebuie să îi le prezinți pe larg pacientului, da? Ajungi și-l atragi un pic de partea ta. Și dacă și tu ca medic faci un pas către el și spui, ok, îți înțeleg dorința, îți înțeleg nevoia, mai mult dacă încerci să înțelegi și de unde pornesc toate poveștile exact astea. Exact ce spunea domnul Brumă mai și ai un de ce, minim de cunoștințe psihologice, că și noi studiem cam 2 ani de psihologie în facultate care ne ajută în momentul de față. În momentul ăla atragem un pic pacientul spre noi și atunci și pacientul înțelege că nu ar fi bine să depășim o anumită limită. În cazurile în care nu înțelege, acum depinde de fiecare medic în parte ce decizie ia. Refuză adică pacientul au venit doamnele și v-au zis vreau silicon de 800. Da. Care este cel mai... Bănuiesc, este mare. Este... Sunt și mai mari, dar este cel mai... Este da. Cel mai dorit, ca să zic așa, și râvnit de... Și le spuneți, e prea mare. E prea mare? Le nu se poate. De multe ori, siliconul de 800, spui foarte clar, ok, nu se poate. Adică noi avem niște măsurători. Noi facem, pe la urmă, o știință destul de exactă. Și atunci noi trebuie să ne încadrăm în niște măsurători. Noi nu putem să facem orice din orice. Și atunci tu îi oferi pacientului, ok... Vrem maximul posibil conform măsurătorilor ar fi acesta. Eu în momentul actual nu pot să depășesc această limită pentru că nu pot din punct de vedere Dar medical. Mai contează, domnule doctor, cum arată omul după ce se întâmplă operația? Mai contează dacă e natural sau nu e natural? Domnul Brumăr, nu mai zâmbiți, că nu... Mi se pare că... Dar așa este, mai contează dacă e natural sau nu e natural? Contează foarte mult. Contează... Contează pentru că omul ăla până la urmă se duce și spune, ok, domnișoara doctor m-a operat și nu e
oarecum, în momentul în care faci o operație estetică, tu practic pui o semnătură, ca un artist. Ca un artist, exact. Cine și trebuie să-ți asumi semnătura aia. Ok, eu am pus în ea de 800, dar trebuie în același timp să înțelegi și cui i-ai pus. Adică și eu recunosc ca medic, eu sunt către trendul de natural, dar recunosc că și eu am pus sunt de 800. Deci aici am avut... Este frustrant? Este frustrant pentru un medic să facă asta contrar a ceea ce simte el, că ar trebui să facă potrivit codului lui și meseriei pe care el a învățat-o. Este frustrant să faceți asta? Poate că nu m-am simțit foarte confortabil în pielea mea în ziua respectivă, dar având în vedere nevoile pacientei și profilul pacientei mele, am acceptat să fac lucrul acesta. Este această cale o salvare, măcar temporară, domnule... Temporar, da. Temporar, adică da. Pentru o perioadă... Dar este, din punctul meu de vedere, este o peticire. Este o peticire. Da, sigur că da. Este o cârjă de scurtă durată, pentru că cauza nu este acoperită și după aceea lucrurile vor degenera din nou, din nou. De asta se și întâmplă aceste operații care sunt re și până la urmă se aduce la aberațiile pe care le prezentați și dumneavoastră. Că astea sunt niște aberații din punct de vedere al medicinei și al sănătății și mentale și fizice. Adică vezi o femeie care are buzele foarte mari și vine evident și spune mai vreau niște, mă duc exact să mai pun acel niște, mai vreau ce. Este un indicator clar că ea practic nu a atins cauza, da? Și acel mai mult pe care îl cere este deja aberant, da? Și atunci ea trebuie să-și rezolve cauza. E ca un drog, pare că e un drog, psihologică. Așa. Te vrei un, mai mult și mai este, mult ca un este stimul. Este un program numit diluzional, adică este un program care practic dacă iese de sub control, funcționează în gol, în mod aberant, da? Și care are o cungere endogenă, spun etomologia. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, practic, odată pornit, nu mai poate fi oprit. Nu mai poate fi oprit. Nu plecați! Vezi ce crezi revine în câteva minute. Dependența de nemulțumire și lipsa de validare ne transformă în ce nu suntem. Și cât noi ne zbatem, unii fac bani, prind putere și ne conduc ca pe niște oi. Cum am reușit să le dăm lor liberul nostru arbitru? Și până când? La Vezi ce crezi, despre suferința machiată strident. Părintele Radu Preda este cu noi, mulțumesc tare mult că intră cu noi pe telefon. M-aș fi bucurat să vă văd, părinte, dar mă bucur foarte mult că putem vorbi la telefon. Vreau să vă pun o întrebare. Da, vă salut. Mulțumesc foarte mult că sunteți cu noi. O întrebare la care să-mi răspundeți ca să înțeleg și eu. Cât de mult poate împinge omul liberul arbitru și cât până unde îl ia societatea pe omul cu liberul arbitru împins la maximum, cât de dispusă este societatea asta să îl ia în brațe și să spună că este normal așa? Întrebarea dumneavoastră este foarte serioasă, pentru că mulți nu știu că sunt liberi și mulți nu știu că pot arbitra anumite decizii din viețile lor. Și nu doar despre societate e vorba aici, ci mai cu seamă despre anumite trenduri care toate sunt legate de niște industrii, de niște interese financiare. Merg bine la o adică, dar ascultând în căști partea de dezbatere cu invitații mei astăzi, nu-i pot vedea, mi-am dat seama încă o dată că totuși chiar și în aceste ramuri industriale, să spunem așa, pentru că produc bani, produc locul de muncă și nu ne putem nici nesocoti și nici critica fundamental, pentru că vin dintr-o nevoie, chiar dacă este indusă, îmi dau seama că esențial rămâne raportarea la un firesc, care este foarte greu de definit. Pentru că, vedeți, pe epoca noastră postmodernă, firescul al idealului feminin, al frumuseții, al raporturilor dintre oameni, al iubirii, al maternității, al, nu știu, spuneți dumneavoastră orice completați,
Toate acestea sunt puse fundamental sub întrebare și nu pentru că ele nu s-au fi validate a lungul secolelor, ci pentru că suntem acum, pur și simplu, ideologic vorbind, într-o perioadă a contestării și a dorinței de a părea mai mult decât ceea ce suntem. Iar dorința asta de aparență, dorința asta de a bifa anumite, știu eu, așteptări, capac, toate astea ne duc la faliment personal propriu și care se lasă inclusiv cu etape intermediare care înseamnă inclusiv intervenții estetice, inclusiv altele de altă natură. În fine, și toate împreună ne arată că suntem, ca istoric vorbit, acum vă spun ca om care totuși predă teologia, nu este așa, ne arată că suntem într-o decadență. Într-o decadență îngrijorătoare, nu din perspectiva neapărat doar a credinței, ci a firescului și a omenescului. Într-o decadență a firescului și a omenescului. Dar cine judecă, părinte, ce este firesc? Cine? Că aici e problema cu care... Aici e marea întrebare. Asta e problema pe care ne-o punem și nu știm de unde să apucăm problema asta. Cei care cred într-un fel spun, dom'le, firescul ăsta e al meu, ăsta e firescul, că așa vreau eu, ăsta e firescul. Și societatea, ca să nu traumatizeze încă o dată, da, un om care poate că e traumatizat, deci dorește așa, da, poate că are o suferință, da, vine și spune, da, domne, e firescul lui, este normalitatea lui. Cum te bați tu cu normalitatea ta împotriva normalității lui? Cine judecă ce e normal? Bun întrebare și aceasta și foarte binevenită și oportună, pentru că, într-adevăr, am văzut și toate manifestările culturale, să le numim așa, cu ghilimele sau fără, precum și la Eurovision, apar tot felul de figuri care reclamă această normalitate pentru ei înșiși, ca persoane, ca individ. Până într-un punct nu este nimic știu eu, greșit sau nepotrivit, câtă vreme oamenii se simt în pielea lor. Dar eu de ani de zile, de decenii, ca unul care am crescut în mediul occidental și am petrecut mai mulți ani din viață în străinătate decât în România, am văzut tot felul de fenomene, am cunoscut mai puțin în cercurile de prieteni, dar am cunoscut și acolo tot felul de oameni cu diverse orientări, cum se spune mai nou. Mi-am pus întrebarea tot timpul constantă. Sunt fericit? Adică pariul pe care și-l fac cu propria lor dorință de a fi îi duce la echilibru, la fericire, la sănătate, la longevitate până la urma urmei. Apropo că da, ei spun, cei pe care probabil că i-ați fi întrebat direct dacă ați fi putut, probabil că v-ar fi răspuns da. Și dacă nu suntem în acest moment fericiți, suntem pentru că nu avem toate drepturile oamenilor care nu sunt ca noi. Chestiunea nu este de drepturi, este un mod foarte inadecvat de a vorbi despre baza juridică a unei societăți. Bun, cunosc și eu toate dezbaterea intelectuală legată de ce fundamentează legalul societate, apropo de telză, de dreptul ideal, de cine îl instituie și mai cu seamă pentru ce. Dar nu, noi nu vorbesc pe drepturi aici, nu, nici vorbă, eu vorbesc pur banal, ca un om care pur și simplu sunt sensibil la suferințele altora. Deci dumneavoastră spuneți, Părinte Preda, spuneți așa, eu i-aș întreba dacă sunt fericiți pe oamenii care împing liberul arbitru cumva într-o zonă greu de înțeles pentru ceilalți, dar asta nu înseamnă că nu e o zonă, cum să zic, frecventabilă, e zona lor, ei cred în ea. Da? Spuneți, dacă sunt fericiți. Vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție în emisiune. În discuția cu dumneavoastră le povesteam invitațiilor puțin mai devreme, spuneați oamenii, nu, asta nu este liber arbitru, este o fugă de sine. Și am reținut expresia asta.
Am reținut expresia dumneavoastră și o iau cu mine în această emisiune și vă mulțumesc foarte mult, Părinte Preda, pentru intervenție. Eu vă mulțumesc și îmi cer scuze că n-am putut să fiu video. Vă mulțumesc foarte mult, înțelegem motivele pentru care nu s-a putut. Pentru mine este prețioasă intervenția dumneavoastră. Mă întorc la domnul psiholog Bogdan Brumă. Părintele spunea, sunt fericiți? Dacă îi întrebați pe oameni, o să zică, da, domne, sunt fericit. Ești fericit, domne, cu sânii? Da, domne, sunt fericit. Sau cu buze, sau cu... Asta după mine. Chiar și Nemo a spus că este cât de cât într-o stare de echilibru relativ. Da? Adică El practic și-a găsit momentan o stare de echilibru. Cam toți sunt în zona asta. Nu o să spun aproape nimeni că e fericit. Asta e o declarație foarte tare, foarte, foarte puternică. Căutarea fericirii rămâne mai mult un fel de deziderat niciodată atins. Să zicem că omul are momente în care se simte fericit, dar să spui, să declari așa că ești fericit așa, tot timpul înseamnă ori ai consumat ceva substanțe, ori ești într-o stare psihică aparte. Da? Pentru că mare parte din viață este o luptă. E o luptă și o încercare de a Este fi tot timpul un echilibru. Creierul nostru, în mod normal, ține lucrurile într-o zonă de normalitate, da? Într-o zonă de platitudine, de obișnuință. Definiți normalitatea, pentru că aici iar e o problemă foarte mare. Definiți normalitatea. Doamna doctor, normalitatea este ce îi spune pacientul, că își dorește ca să fie fericit. Ea are niște grile, da? Ea are niște măsurători. Ea se raportează la acele măsurători care vin niște studii sau niște... Dintr-o știință. Care are un trecut, o experimentare, da? Și noi, ca psihologi, ne raportăm, să zicem, la anumite standarde, ce înseamnă normal. Într-o societate normală înseamnă de obicei majoritatea. Da? Asta e foarte simplu, definiția. După aceea, între această majoritate care poate să fluctueze, da? Se pot schimba condițiile, da? De evaluare a acestei normalități. Până la urmă, există un fel de normalitate biologică, da? Adică un copil, să zicem, care se naște într-un anumit mediu, dacă îl lași în pace, nu îl influențezi cultural, social, el se dezvoltă într-o anumită formă, nu? Cel puțin biologic, nu? Da. E, aceea, dacă statistic, da, se constată că N copii, da, fac, da, într-o populație și devine majoritară chestia aia într-un mod, da, fără intervenția socială, fără într-un firesc, da? Da, ăsta e firescul, da? Adică să nu există o intervenție artificială asupra individului, da? Atunci el se dezvoltă și atunci aia poate fi considerată norma. Da? Doamna doctor spunea puțin mai devreme, doamna doctor Diana Anastase spunea așa, nu mă simt tocmai bine în zilele în care cineva vine și, mă rog, după o luptă seculară în care vreau să convin că totuși ar trebui firesc, altfel, nu așa. Este un conflict în interiorul ei. Deci nu mă simt tocmai bine pentru că asta este semnătura mea același ca medic. Același lucru îl simt și eu și când vine un vrea pacient să pun semnătura... și îmi spune că vreau silicon. Eu am oprit foarte multe femei de la chestia asta și până la urmă s-a dovedit că era o chestie falsă, că ele puteau să fie bine în pielea lor așa cum erau. Care este pacientul ideal pentru medic estetician? Care este pacientul ideal? Și apoi să ajungem și la Nemo. Care este pacientul ideal pentru dumneavoastră? Care vă împlinește profesional? Că trebuie să fie cumva să se întâlnească cererea cu oferta. Pacientul ideal este un pacient care are nevoie de mine. Ok, nu salvez vieți, am repetat acest lucru, dar în momentul în care îmi intră pe ușă o femeie care își dorește o îmbunătățire de care are nevoie, în sensul, are un torace foarte plat și are nevoie de un sân care să se vadă, un năsuc foarte urât, da, strâmb, disproporționat cu fața. În momentul în care eu reușesc să pornesc de la ceva nu foarte frumos sau ceva ce vreau, adică ar trebui... Care este echilibrat, ca să zic exact, așa, este un dezechilibru la început și noi tindem să atingem niște limite anatomice. Atunci, da, ăla este un caz satisfăcător pentru un chirurg. Pentru că te duci către proporțiile anatomice pe care tu le-ai învățat și care îți plac, care înseamnă armonie, înseamnă frumusețe și atunci, într-adevăr, ți este drag că ai putut face operația respectivă și ți este drag să-ți privești pacienta. Altfel? Altfel... Din păcate, ok, niște mici exagerări pot fi înțelese, pentru că, din punctul meu de vedere... Sunt în marja de eroare. Normalitatea este normalitatea fiecărui om în parte. Eu consider că, atâta timp cât normalitatea fiecărui individ nu deranjează normalitatea altuia, fiecare are dreptul să facă ce vrea cu corpul lui, cu hainele lui, adică fiecare om are dreptul de a-și alege cum să se prezinte în fața lumii.
Și atunci, da, este părerea mea că normalul plus ceva este acceptabil. Normalul cu foarte multe exagerări este ok, mie nu-mi place. Eu ca medic nu-mi permis să-mi judec pacienții. Deci eu ca medic în principiu trebuie doar să le ofer un act medical de bună calitate, dar în același timp să răspund nevoilor lor. Și din păcate recunosc că sunt situații în care îmi dau seama că ar trebui să consultăm un psiholog. Înainte de, da, văd uneori niște tendințe de exagerare la pacienți care practic încearcă să-și efectueze intervenții estetice ca să ascundă alte probleme. Alte suferințe. Da, din păcate în situațiile respective ne-ar fi extrem de folositoare expertiza unui psiholog. Ați trimis pacienți la psiholog înainte de a încerca să le explicați dumneavoastră lucruri? Am avut niște situații, să spun, extreme, unde într-adevăr ne-am consultat. Dar din păcate să știți că majoritatea pacienților, adică dacă aduci în discuție ideea asta, deja devine o respingere totală. Adică e nu... foarte interesant ce spune doamna doctor. Vă anunț cu tristețe că mai avem 5 minute din emisiune, a trecut timpul foarte repede și emisiune de o oră. Cum să rezolvăm povestea asta? Dacă îi trimiți pe oameni la psiholog, da? Dacă le spui că au... Da, dați-mi voie să vă spun ceva înainte de asta. Știți, apropo de non-binarul ăsta, de că toată lumea a căutat în Dex, vă dați seama, toată lumea s-a dus el pe Google. Nu se identifică cu un gen, nici masculin, nici feminin. Feminin, nici cu masculin, da. E bărbat feminin simte, sau femeie masculină, mă rog. E o... Nu se simte, nici, nu se simte fel, nici într-un fel, nici într-un alt. Nici cum, da. OMS-ul până în 2019 a pus această chestiune în zona tulburării, da, în zona tulburării, după care s-a gândit, teoretic, nu, domne, stigmatizăm, nu e tulburare. Teoretic este o tulburare, da. Da, păi, nu e, a zis că nu e, gen. Din 2019 a zis, nu, domne, nu, este o incongruență, i-a zis, o incongruență. Sigur, că trăieul individului și identitatea lui fizică e o incongruență. Deci societatea, cum să zic, pare cumva că nu mai are resurse să rezolve niște lucruri. Și atunci pune altă etichetă. Pune altă etichetă și eticheta asta este fluturată în toate direcțiile, în sensul, sunteți nebuni voi, nu noi. Adică nu avem nicio problemă, este doar în mintea voastră. Normalitatea noastră este a noastră, a voastră e a voastră, să nu ne mai intersectăm, zic, dacă nu ne înțelegem. Adică e foarte abruptă rezolvarea asta. Schimbăm eticheta, știți cum este. Nu este eticheta bună. Cum să faci să ajungi să nu îmbrățișezi doar... cum să zic, liberul arbitru împins la maximum, da? Fără să dezechilibrezi cu totul lumea. Vedeți, aici intrăm într-o chestie foarte specioasă, da? Este vorba de această reacție, da? La bază este o interpretare a realității, da? Când spui, domne, am avut și eu foarte mulți pacienți care credeau, da? Că au un nas oarecum, sau că au un sân, sau că au nu știu ce. Deci e vorba de percepție și interpretarea individului asupra realității, da? Deci, în primul rând, dacă cineva poate să ajungă să îi recalibreze, da, să îi restructureze relația cu realitatea. Nu cu realitatea, cu percepția, cu percepția lui personală. Da? Deci atunci n-ar mai ajunge la doamna doctor. Sau ar ajunge în situații sau ar ajunge în care în nevoie situații, de... cum spuneam, în situații extreme, când chiar este o chestiune obiectivă, da, care nu ține numai de percepția lui. Uh-huh. Da? În mod normal ar trebui altcineva să umble acolo, astfel încât să-i arate, domne, percepția ta despre cum ești tu este eronată. Tu arăți foarte bine și eu am convins zeci de femei și de băieți și de bărbați despre chestia asta, să știți. Cum că arată foarte bine și n-au mai ajuns să-și taie nasul, să-și taie corpul, să-și schimbe genul, etc., etc. Da? Dar e un proces de restructurare, de recalibrare a viziunii sale. Și acolo e un fel de tot chirurgie, numai că este pe mintea omului. Este o chestie foarte delicată. Eu constat, și o respingere foarte eu puternică. Constat, apropo de ce spun, avem un specialist în, da, în chirurgie estetică, avem un specialist în psihologie. Eu m-aș bucura, cu tot sufletul meu vă spun asta, ca noi să ne dăm pe mâna specialiștilor. Adică avem o problemă de rezolvat, da, să mergem la doamna doctor să-i spunem societatea doamna doctor. Românească, după mine, asta ar trebui făcut și asta ar trebui insistat. Du-te, domnule, să te... Exact, ca fiecare să ajungă la specialistul. Exact, adică dacă doamna doctor spune asta este echilibru, asta este echilibru, cu tușe puțin în plus, puțin în minus, dar puțin în plus, puțin în minus, să accepți punctul de vedere al specialistului, al omului care
Evident, specialistul la rândul trebuie să nu fie un mercenar. Dacă tot ce ați văzut în imaginile de mai devreme, pe care nu vreau să le tot rulez la televizor, că mă enervează, vă spun sincer, adică nu mă enervează oamenii. Oamenii sunt, ei sunt ei. E treaba celor care profită de pe urma unor oameni care plusează și se duc la extremă cu sănătatea. Și mă gândesc că sunt femei care și-ar dori cu tot sufletul lor să aibă sânii lor. Înțelegeți că au cancer și au rămas fără sân și au vor sânii lor la loc. Înțelegeți cum erau ei? Da? Și văd femei care și-ar pune sânii până la călcâie. Și într-o bună zi cineva o să zică unui medic, dar eu vreau sânii până jos. Dar există astfel de cazuri. Da. Da. Ideea este că asta m-aș bucura să faceți și să vă raportați la liberul ăsta arbitru consultând cumva un om care a învățat carte, că este medic estetician, că este psiholog, că este profesor, că este părinte, că este, spuneți-mi asta, orice, arhitect. Mergeți pe mâna specialiștilor, probațiile, cum să zic, integritatea. Oamenii, chiar sunt oameni serioși în țara asta și în lumea asta, care nu-și bat joc doar pentru niște bani în plus de dumneavoastră. Cred că asta este ideea. Altfel e greu să spui până unde să meargă liberul arbitru, până unde să se oprească, ce să facem, e normal așa, nu e normal așa. Întrebați, căutați-vă și mergeți, cum spunea domnul Bumă puțin mai devreme, din de ce. Și mi-a plăcut foarte mult că doamna doctor a spus și dânsa. Punem întrebările astea, punem întrebări de psihologi înainte să ne apucăm să tăiem. E o chestiune de mentalitate la noi, să știți. Aici e o chestie foarte, foarte, da, foarte puternică. Ar trebui, da, ca pacientul să iasă din paradigma în care el este șeful. Și în care el este șef. Și el ordonă, și el ordonă, da, specialistului. În relație cu specialiștii, nu noi suntem șefii. Asta este ideea cu care încheiem această emisiune. Nu noi suntem șefii, ei sunt. Așa e normal. De asta învățăm carte unii dintre noi, ca să fim specialiști în diverse domenii. Nimeni nu e șef în relația medic-pacient. E adevărat. Suntem e adevărat, doar parteneri. Era o formulă de stil. Era un fel de metaforă. Adică puneți-vă în brațele unor oameni care știu ce fac. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați stat cu noi în casă duminică seara. Ne revedem duminica viitoare. Doamne ajută!